Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Tu ești o persoană atractivă, impresionantă și rare ori suferi de lipsă de atenție. Unicitatea ta este formată de forța caracterului și a minții ascuțite. Contreprinderea, perseverența și fiabilitatea ai toate șansele de a reuși în orice afacere. Răspândești în jur vibrații hipnotice de încredere în sine extremă și oamenii din jurul tău încep să creadă în siguranța ta. Cu toate acestea, acțiunile tale provoacă adesea controverse, deoarece nu ți este frică să mergi în direcții noi, neașteptate. Personalitate controversată, poți fi agresivă cu încrederea în sine. Uneori, se pare că simțul scopului tău este fantastic de nelimitat, ești rare ori preocupată de faptul că cineva se află în calea ta sau dacă calea ta este clară, specialist în atacuri surpriză, ataci de obicei, folosind întregul tău potențial energetic. Cu toate acestea, în calitate de strateg, tu nu lovești orbește, preferând să-ți planifici cu atenție acțiunile, în multe privințe, pentru tine. Moralitatea pur și simplu nu există ca o regulă socială, și aceasta uneori devine sursa multor probleme. Când începi să conduci fără să-ți seama de opiniile oamenilor influenți, acest lucru cauzează deseori un protest puternic din partea celor din urmă. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, curiozitate, loialitate, reverie, Aspirație pentru viitor, independență. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determine progresul. Planeta este favorabilă jurnaliștilor de televiziune. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și falsa afecțiune. pe evidențiați prin carisma ta uluitoare. Pentru magnetismul născut și pentru o personalitate luminată, ești întotdeauna în centrul atenției, ești înzestrată cu o voință puternică și inteligență profundă curioasă, vărsătorul, de obicei, generează visători și daliști, însă influența datei nașterii îți conferă un punct de vedere economic și spirit antreprenorial, poți fi un bun om de afaceri. În scopul elevării iubirii de sine și al încrederii în sine, poți forma adepți pentru tine însă Cu alte cuvinte, poți fi un om de afaceri extrem de nestandard. Dacă vei reuși să devii mai umană față de ceilalți, rezistența societății va fi mult mai mică. Din momentul în care îi zbucnește, ești absolut sigură că ai dreptate. Cu toate acestea, ar trebui să încerci să nu dăunezi altora, atât psihologic, cât și fizic, deoarece acționând de decisiv și rapid, uneori nu ești responsabilă pentru acțiunile tale. Acesta este motivul pentru care cei dragi ți experimentează adesea disconfortul intern, fiind de lipsiți de încredere în tine ca partener, până când vei deveni mai deschisă, astfel încât alții să-ți înțeleagă intențiile și să-ți ofere dreptul de consiliere în timp util prietenilor și partenerilor le va fi greu să comunice cu tine. Situațiile tensionate par să te atragă. Tu simți cazul în care au loc evenimentele și rar pierzi ocazia de a participa la ele. Aceste lucru este determinată de trăsăturile caracterului tău, dar ar trebui să obții o abordare mai filozofică a vieții. Tu ești sigură că vei fi exact așa cum intenționezi? Până când te vei întoarce la motive și nevoi interioare și mai profunde, ca părinte îți poți admira copiii, îi poți răsfăța și te poți distra cu ei, cu toate acestea, tu manifeste adesea autoritate excesivă, deoarece nu te-ai supus în întotdeauna părinților tăi, aceste lucruri provoacă neascultare din partea copiilor tăi, ești de obicei capabilă să combini cu succes activitățile profesionale cu viața de familie și dragoste. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este curioasă, amabilă, originală, ești gata într-o clipă și, fără niciun motiv evident, deseori fără gândire, să-ți schimbi cursul vieții, ești în mod inerent un semn rebel, iar tu te opui întotdeauna regulilor stabilite social, nu se poate spune că în dragoste ești atât de reușită? În principal pentru că ești nestingherit în simpatiile tale și adesea visezi la relații de dragoste decât să te străduiești să creezi o familie puternică. Mai mult decât atât, tu nu ești privată de atenție de la sexul opus. Cum afectează data de 21 ianuarie soartata ta? Rebelă, te-ai născut cu un număr de abilități unice. Poți fi o personalitate creativă, atrasă de tot ce este neobișnuit și neexplorat. Având o personalitate destul de extraordinară, ești intenționată de la naștere, ai încredere în sine și știi ce vrei de la viață. Persistența este inerentă ție, dar fără exagerare, această calitate te ajută la apărarea vederilor asupra vieții. Ești optimistă în viață, crezi în toate lucrurile bune, încerci să satisfaci toate problemele vieții cu un zâmbet, nu încerci să cauți probleme? acolo unde nu există. Motoul tău, vreau o viață mai ușoară. Cu această atitudine ușoară față de lume și de cei din jurul tău, tu percepi taxe de la cei dragi. Constelația vărsător te face foarte organizat în afaceri. De asemenea, merită remarcat faptul că poți fi incredibil de erudită, știi cum să menții conversația, știi regulile etichetei și nu faci niciodată excese în prezența unor oameni din afară. Tu știi cum să construiești o viață de succes, chiar și în adolescență? Tu ai stabilit liniile directoare necesare pentru tine însă și treptate lucrezi pentru a le atinge. Știind cum să obții ceea ce vrei, nu vei pierde niciodată o oportunitate. Activitatea și energia ta te ajută foarte mult la atingerea scopurilor bucuria și dispoziția veselă te ajută să nu-ți folosești mâinile tale, ci pe ale altora și să arunci totul în perioade dificile. Poți provoca admirație în rândul cunoștințelor cu perseverența și aspirațiile tale. În plus, acțiunile tale inspiră pe alții cu o energie similară și sunt gata să-ți urmeze exemplul. Tu știi cum să-ți faci prieteni și să apreciezi prietenia, dar uneori, pierzi simțurile proporției. Gata să pui prietenii pe rug pentru a-ți atinge dorința. În astfel de momente, nu este necesar să-ți fie cineva în cale, altfel îi vei copla și fără nicio ezitare. Nu îți pasă dacă sunt prieteni sau, pur și simplu trec strada, și ți-au blocată drumul spre obiectivul dorit. În plus, nu știi să aștepți, nu dorești să-sporești un moment bun, care poate să apară într-o zi. Tu însuți vei crea condiții favorabile pentru obținerea celui mai rapid rezultat posibil. Uneori, ești gata să treci peste normele general acceptate de moralitate și peste interesele prietenilor și rudelor. Te pot numi un tactician excelent, știi să calculezi totul la cel mai mic detaliu. Strategia ta detaliată va contribui la obținerea beneficiului dorit, în ciuda calităților tale pozitive. Poți fi foarte computerizată, dar în același timp incredibil de muncitoare. Ești gata să te bați sub soare cu propria ta forță, bazându-te numai pe perseverență și pe munca grea. Semnul tău zodiacal te ajută în acest lucru, deoarece de la naștere ești înzestrată cu o putere extraordinară a minții, o statornicie a caracterului și o minte ascuțită orientată spre penetrare. Astrele te sfătuiesc să nu uiți de calitățile tale pozitive, să cultivi un sentiment de responsabilitate pentru cei dragi și să ți seama de interesele lor. Cu siguranță trebuie să păstrezi valorile morale unanim acceptate de societate, dragoste și compatibilitate. În relații apropiate, aștepți iubire și înțelegere, dar ți este frică de exprimarea sinceră emoțiilor ar putea fi dificil pentru tine să stabilești o relație de încredere, dar loialitatea partenerului poate depăși dificultățile emoționale. Ai șanse excelente de a crea o familie de succes, cu acele semne care sunt aproape de tine în spirit, împărtășesc opiniile tale despre viață și, mai presus de toate, sunt Săgetătorul și Gemenii. Opțiuni posibile pentru crearea unei familii câte de câte normale. În toate privințele, cu Berbec, Leu, Capricorn și Pești, în aceste combinații de cupluri, poți fi capabilă să înțelegi partenerul și să trăiești chiar și o viață fericită, dar trebuie să fiți de comun acord asupra concesiilor reciproce, iar ambii partenerii de căsătorie ar trebui să-și restrângă fervoarea. Cu toți reprezentanții vărsătorului însuși, precum și scorpionul, racul, taurul și fecioara, nu te vei înțelege și nu îi vei accepta. Este completă de neînțeles că poți fi sub același acoperiș cu o balanță. Locuri de muncă și carieră. În interiorul tău tu prezinți caracteristici agresive, militare acvatice, încrederea în sine și dedicarea te apropie de calități precum cruzime și inumanitatea. Dușmanii sau oponenții poți distruge fără milă fără să te gândești nici măcar la compromiterea sau convingerea unei persoane, făcând un aliat, chinurile conștiinței nu sunt cunoscute, poți fi chiar neprincipială și imorală, uneori creezi singura anumite probleme, pe fondul dialogului interior orientat spre succesul propriu, dacă devii șeful cuiva, atunci despotismul și tirania sunt foarte posibile din partea ta. Este puțin probabil ca tu să ți seama chiar de părerea oamenilor influenți, care ar putea interfera cu cariera ta. Pentru a evita acest lucru, ar trebui să fii mai blândă, mai tolerantă și mai atentă la oameni. Este uneori necesar să te gândești dacă ai dreptate așa cum ți se pare, de multe ori poți îndoi acțiunile tale, încrederea în sine e bună doar până la o anumită limită. Învață să fii responsabilă pentru acțiunile tale și nu dă una oamenilor, fii mai atentă cu ceilalți. Irresponsabilitatea și dorința de a lovi pe ceilalți în jur te fac nesigură și chiar periculoasă în ochii celor dragi și a prietenilor, inclusiv al rudelor. Nu-i face să se îndoiască, încearcă să îți schimbi caracterul spre bine. Încearcă să acorzi o anumită deschidere și atenție la sfaturile celor dragi. Sănătate și boli Numerologic și astrologic vorbind, ai un temperament luminos coleric, trebuie să te ferești de izbucnirile de furie, de aceea astrele îți recomandă să stăpânești încă din tinerețe tehnicile de meditație, de calmare, cursuri de yoga, orice practici spirituale vor face un mare bine temperamentului tău. Datorită energiei tale violente, poți atrage oamenii și îi poți respinge. Ești predispusă la maladia ale picioarelor? în special la glezne. Daunele și leziunile minore pot aduce mai târziu la dureri severe, ceea ce creează riscul de embolie. Educația contemplativă sau spirituală te va ajuta la controlul energiei și la direcționarea ei constructivă. Consumul de carne și zahăr ar trebui redus, iar în diete este mai bine să te bazezi pe boabe și legume. Exercițiul fizic moderat este de ajutor. În competițiile sportive ar trebui să fii deosebită de atentă, protejarea sistemului tău nervos te va ajuta la dezvoltarea iubirii și găsirea unor părți de fericire, în familie și, de asemenea, între prieteni loiali, deoarece prietenia este, de asemenea, foarte importantă pentru sănătatea ta, destinul și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât sporesc toate proprietățile pozitive ale naturii tale. Așa cum am mai spus, faci parte dintre acei oameni creativi, strălucitori, intenționați, harnici. Tu mergi către obiectivele tale cu perseverență și îți atingi ușor obiectivele. Ești înzestrată cu elocvență, abilitatea de a convinge, de a conduce, de a termina întotdeauna lucrările începute. Obținând rezultate excelente, poți ajunge să ai relații minunate în familie, în sfera materială, poți fi peste tot norocoasă și de succes, pentru că tu intuitiv simți în ce direcție să mergi și ceea ce îți va aduce cel mai mare beneficiu. Sfaturi pentru tine, tu iubești evenimentele interesante și zgomotoase din jurul tău, iubești să fii în mijlocul lor. De aceea, Poți fi una dintre iubitoarele de risc și situații extreme. Este necesar să ții această linie sub control și să privești viața cu un anumit grad de detașare și filozofie. Dezvoltă mai multă omenie. Învață să te relaxezi și să te bucuri de viață. Ca părinte poți fi prea despotică. Bineînțeles, tu iubești pe copii, dar, în calitate de tiran, îți impui voința provocând de dezacorduri și proteste de la descendenți, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va trage, deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul de exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca doscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiati gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.